Salutare la toată lumea, Ștefan Ajda, la proiecte diverse DIY. O să fac o serie de filmulețe scurte și zic eu funny, deși nu e de râs, e de plâns. Îl fac pe ăsta primul, că mi-am să aminte acum că am musolul ăsta în față. Într-o seară sună cineva pentru o intervenție. Ora 12, 12 jumate noaptea. Domne, avem o problemă într-o locație, nu reușim să pornim curentul, zice, sunteți al 12-lea pe care îl sunăm și au venit restul colegilor, s-au chinuit să ne dea drumul la tensiune, n-au reușit, cât mă costă? Eu, ca să scap de client, îi zic, domne, dacă tot au venit 12, te costă 12 milioane. N-are importanță, veniți încoa, dați-ne drumul la curent. Ajung acolo, domnul Usol, asta fac o paranteză ca să vedeți cât se pricepe electricienii în țara asta. Domnul Usol arăta în felul ăsta. Da? Deci era pe trip, era tripat săracul. Deci a dat afară. Și toți specialiștii care au venit l-au împins în sus și l-au împins în sus și tot l-au împins în sus și n-au reușit să dea drumul la tensiune. Pentru că nu e chiar așa simplu, trebuie să-l lași jos și după aia să-l ridici. Așa să fac 1200 de lei fără TVA pe lipsa de cunoștințe. Da? Eu le consider fanii poveștile astea, acum voi lăsați la comentarii dacă să mai continui cu seria asta. A, am o groază de povești de-astea cretinoide. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor. Lăsați jos la comentarii dacă facem sau nu o serie de-asta de filmulețe scurte. Deși nu mereu sunt scurte, că e mult de povestit. V-am pupat, ne vedem la filmulețul următor.